Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Parcarea. 500 de locuri disponibil gratis. Parcarea e mai mult goală. Deci asta devine deja un fenomen. Adică s-a mai întâmplat, mai este parcarea din partea cealaltă a orașului, de la Străulești. Da. Lângă metrou. La fel, tot gen, park and ride. Vii, parchezi acolo, dacă lucrezi în afara orașului, lași mașina, e metrou. Te duci unde ai treabă. Și aia stă mai mult goală. Au încercat oamenii, au făcut abonamente pe nimic, practic. Adică aproape gratis. Da, da, chiar gratis în anumite perioade. Nimic. Nu sunt mașini. Deși paradox, frate, în toate orașele mari ale României, toți cetățenii țipă după locuri de parcare și când se fac, nu le ocupă nimeni. Nici dacă sunt gratis. Deci este ca povestea Leneșului, a lui Creangă. Nu i-ați spus magii? Da. Adică, uite, mă, am luat parcare. Vreți parcare? Uite parcare. Nu. Adevărul e că noi ne-am obișnuit toți, da, să avem parcare la botul carului. Aia este treaba. Știi? Practic și când te oprești la magazin să-ți cumperi, exact, o punem pe avarii. Apă, în mijlocul drumului, pe avarii. Aici? Aici. Aici. Nu merg pe jos. Exact. Da. Fenomenul este foarte mișto dacă mergi la mall, să zicem, unde sunt parcări foarte mari pentru sute de mașini. Frate, toată lumea se înghesuie cât mai aproape de intrare. Cât de mai aproape să fie acolo, persoane cu dizabilități. Da, acolo să fie acolo. Da. După care merg pe jos kilometri întregi prin mall. Ce, Dumnezeului, care e problema să mai mergi încă 100 de metri până la intrarea, exact, în magazin, în parcare? Cum facem să rezolvăm problema asta? Păi, în urmă, cu forța, nu cum se rezolvă toate problemele. Cu amenzi. Exact. Parchezi strâmb, parchezi unde nu trebuie. Că crezi că varianta aia cu blocatul mașinilor sau cu ridicarea mașinilor în cazuri de genul ăsta... Ridicare, nu? Ar trebui să funcționeze în toate sectoarele și orașele. Mă refer strict la parcările, la botul calului, cum ziceați. Da, adică te duci la magazin să iei, nu știu, o pâine. Că în principiu cei care fac asta, zic că vin repede. Da. Dar tot stau acolo 2-3 minute. Calculează, da, câte mașini trec în 2-3 minute și câte mașini blochezi în perioada aia respectivă. Aia cu ridicatul e contraproductivă. De ce? Păi în alea 2 minute e greu să apuce aia să vină să-i ridice mașina. Păi nebunii, dacă faci o coadă de mașini cu de alea care ridică, nu mai parchează nimeni acolo. Știi ce repede se ridică? Mai ales că locurile în care se opresc mașini așa sunt cunoscute. Se știe, uite, aici se oprește tot timpul. Sunt foarte multe locuri de astea și eu cred că ar fi mult mai eficient să fie niște amenzi usturătoare sau să-ți ia permisul. De acord și cu asta. Să se schimbe legislația. Da. Bă, da, unii sunt totalmente nesimțiți. În urmă, câteva zile am plecat acasă de la radio. Este un loc, trece tramvaiul. Bă, sunt 2 benzi înguste. E refugiu și 2 benzi înguste și după aia trotuar. Da. Era un nene parcat, staționat. Stătea în mașină, el stătea pe banda întâi. Pentru că probabil că nevasta coboruse să ia ceva de la piață. La piață, la aerocări. Mal nebii nu se dădea de acolo, stătea mașina. Și în spate coloană mare și toate mașinile se duceau pe banda a doua și treceau pe lângă el și, bă, nene, nu mai, pe bune, adică, du-te mai încolo. Uite, la 20 de metri mai în față se face o stradă la dreapta și acolo ai locuri de parcare câte vrei. Și el nu făcea pe aia că se uita în altă parte? Ba da, se uita în altă parte, înțelegi, eu nu te bag în seamă. Da. Și stătea în mașină, pur și simplu. Nu avea nicio problemă, mașina nu era stricată. Și mie îmi plac scenele, știi, când e unul de ăsta și opresc oamenii succesiv lângă el și îl înjură temenii, aplicat, claxoane, putare și el nu se uită în partea la altă pe geam. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.